Bună seara și bine ați venit cu de la Fafa, profesor de matematică la geometrie. Bine. Deci, să zic niște teoreme de merit, domn profesor? Ia zi-mi. Ia să zic niște teoreme. Ci că fie A și B aparțin cercului de rază R și O, O și R. Da, de centru O și rază R. Centru O și rază R. Cercul de centru O și rază R, R mic sau R mare? R mic. R mic, da. Cercul de centru O și rază R. Da. Și A și B aparținând cercului. Măsura arcului mic AB este egală cu măsura unghiului AOB, iar măsura arcului mare AB este egală cu 180 de grade minus măsura unghiului AOB. Ai zis da? Da. Deci fie A și B aparținând cercului, de centru O și rază R. A, B aparțin acestui cerc de centru O și rază R. Măsura arcului mic AB. Deci arcul, măsura arcului mic AB este egală cu măsura unghiului AOB. Deci măsura arcului mic AB este egală cu măsura unghiului AOB. Iar măsura arcului mare AB este egală cu 180 grade minus măsura unghiului AOB. 360. Asta scrie aici, asta vă divideți. Ia să vedem. Vedeți? Trebuie făcute lucrurile să fie cât se poate de clar. De clar, corect. Deci, având cercul de centru, O și rază, iar acum neapărat trebuie să avem instrumente copii, da? Deci compasul pe desenați un cerc. Da. Haideți să vedem ce este cercul. Hai să plecăm la definiție, că dacă ne ducem așa, definiție. Să le luăm un pic în ordine. Da, definiție. Și așa, Dragos, n-a ajuns. Ce este cercul? Mulțimea tuturor punctelor din plan, aflate la aceeași distanță R, față de un punct dat, O, formează o figură geometrică numită cerc și notată... Stai. Deci, toate punctele din plan, așa, dar cu o calitate. Că față de un punct sunt tot timpul la egală distanță. Deci mulțimea tuturor punctelor din plan, care au proprietatea de a se situa la tot timpul la aceeași distanță de un punct fix, poartă numele de cerc. Da? Cercul este, într-un limbaj mai evoluat, să spun, sau într-un limbaj mai matematic, să zic așa, cercul este locul geometric al tuturor punctelor, egal depărtate de un punct fix. Da? Deci, hai să spunem așa, cercul, mulțimea punctelor din plan situate la aceeași distanță de un punct fix. Da? De un punct fix. Deci cercul este mulțimea tuturor punctelor din plan situate la aceeași distanță de un punct fix, numit centrul cercului. În loc să zic mulțimea punctelor din plan, zic locul geometric, da? Asta e prima variantă, cea de-a doua variantă mai frumos formulată, este locul geometric al punctelor, locul geometric al punctelor situate. Acum îi dau proprietatea punctelor situate la egală distanță de un punct fix. Da? Situație la egală distanță de un punct fix. Punctul acela fix numit centrul cercului. Dacă unesc două puncte de pe cerc, cum se poartă numele segmentul ăsta?
Roază. Nu? Roază. Coardă. Coardă. Coardă, da? Deci, coarda dusă într-un cerc, două puncte, da? Două puncte care sunt unite, da? Două puncte unite ale cercului. Două puncte unite ale cercului. Care-i coarda cea mai mare? AB mare. Coarda cea mai mare. Diametru. Da, adică de diametru. Deci coarda cea mai mare într-un cerc este diametrul cercului. Notăm? Coarda cea mai mare, scris voi cuvinte, M, coarda cea mai mare. Adică coarda care trece prin centru cercului, da? Deci coarda cea mai mare egal diametrul cercului. Deci obligatoriu prin mijloc, da? Prin om. Da, e cea mai mare. Da? Da? Cercului. Celelalte toate sunt mai mici, da? Coarda cea mai mare este diametrul. Sigur, în paranteză puteți spune, trece prin centrul cercului. Și diametrul e egal cu de două raze. Diametrul e egal cu două raze, nu? Știți cu cine este egal lungimea cercului? 2 lungimea cercului? Da. Arhimede, Arhimede, da. Că se juca cu cercul acolo. A, trebuie 3,14. Ori diametru. Că dacă el a văzut că merge 3 ori și un pic, înseamnă că lungimea cercului, diametru, ori 3 și ceva. Ori pic. Lungimea cercului, adică... Așa, lungimea cercului, așa. Cu o sfoară, dacă îi pune în miruna. La orice cerc? Da, la orice cerc. Și îi întinde sfoara după aceea, apoi cu altă sfoară măsori diametrul cercului respectiv și vezi de câte ori se cuprinde sfoara mică în cea mare, merge de 3 ori și un pic. Indiferent de care. Alt cerc, deci alt... 3,14 ori, da? Da, 3,14 ori diametrul, că diametrul l-am pus. A. Da? Ori diametrul. Deci lungimea cercului egal cu diametrul ori pi. Pi care a fost 3,14 și multe decimale. Este un număr cu o infinitate de decimale, nu suntem niciodată. De loc de D punem 2 iar, 2 pi iar. Iată, lungimea cercului este 2 pi iar. Că diametrul îi înseamnă două raze, nu? Am zis mai devreme. 2 pi iar. Sigur că putem vorbi de unghi la centru. Unghiul la centru, adică cu vârful în centrul cercului. Da? Unghi la centru. Deci notați unghi la centru. Da? Centru. În paranteză, unghiul cu vârful în centrul cercului. Unghiul cu vârful în centru cercului. Asta înseamnă unghi la centru. Și măsura unghiului, hai să zicem, voi ați spus AB a fost altă, nu? AB, așa. Măsura unghiului acesta la centru, măsura. Deci, fie unghiul, fie unghiul care A, O, B, e suficient. Când am stat O, B, am spus că e la centru, pentru că am precizat cu vârful O. Da. Atunci, măsura unghiului A, O, B,
măsura unghiului AOB, măsura unghiului cu vârful în centrul cercului, este egală cu măsura arcului AB. Egal exact cu măsura arcului văzut, arcul ăsta așa. Egal cu măsura arcului. Da? Deci măsura unghiului AOB egal cu măsura arcului AB. Ei. De ce așa? Pentru că gradul care știi tu, de-am vorbit că ai 30 de grade, are 40 de grade, 45 de grade, înseamnă a 360 parte dintr-un cerc. Deci, împart cercul în 360 de grade, în 360 de părți, și dacă unesc două consecutive, un grad înseamnă a 360 parte dintr-un cerc. De aceea, spunem că unghiul cu vârful la centru egal chiar cu măsura arcului, cu măsura arcului respectiv. Descris da, de A și B, nu? De exemplu, MOA egal cu arcul MA, nu? Unghiul MOA egal cu arcul mic. Arcul acesta, văzut de arc, care îl subîntinde, care îl vede, da? Ei, acum trebuie să spun, există o șmecherie foarte tare, ca la asemănarea triunghiurilor. Așa cum... Alo? Eu sunt la o lecție de matematică acum. Sunt într-o lecție de matematică, sunt direct la prof online. N-am cum să vă vorbesc de apicultură. După ora 10. După ora 10. Da? Bine. Bun. În seara asta, noaptea asta, da, da. Dar nu pe la două, trei noapte, așa. Bine, 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 bine. La revedere. Așa. Deci, Miruna. De ce reprezintă gradul? Gradul, acel pe care îl folosim în limbajul cotidian, cel care s-a instalat, să spunem, în limbajul matematic, gradul înseamnă a 360-a parte dintr-un cerc. Da? Gradul. Ei bine, mai putem, plecând de la povestea lui Arhimede, care bietul de el a văzut că diametru merge de 3 ori și ceva, înseamnă că putem să ne gândim de câte ori s-ar cuprinde raza în lungimea cercului. Deci putem face o șmecherie foarte tare și să cu o sfoară, să luăm raza de aici, luăm cu altă sfoară și lungimea și văd de câte ori se cuprinde. Deci așa cum a făcut el pentru cerc, de câte ori s-a cuprins în toată lungimea cercului, de câte ori s-a cuprins diametrul, adică de câte ori s-a cuprins lungimea aceea diametrului de două raze, oameni. Da. Două raze de câte ori a intrat, nu? Aș putea spune că lungimea cercului e cam 6 raze și ceva. Exact. E 3 și ceva diametru, ori 2, 6 și ceva. Deci în lungimea cercului intră 6 raze. Raportul ăsta dintre lungimea arcului văzut și rază este o unitate de măsură foarte des folosită în matematică și anume radianul. Radianul. De aceea zicem la unghiul alungit. Cât are unghiul ăsta alungit? 180 de grade știai tu. Dar știi de și 180 de grade? Că era 360 ăsta, mă. 360 era tot și împărțit la 2 este 180. Ăsta e motivul. În grade. Dar în radiani, un unghi alungit înseamnă un pi. Corect. Și cu un pi din corp face 2 pi. Deci la 180 de grade, la 180 de grade îi corespunde, să spunem, îi corespunde cât am spus, pi. Pi. Pentru că e 2 pi. Fiindcă toată lungimea cercului... Lungimea cercului, 6 și ceva am zis.
De câte ori am zis că merge raz, merge diametru? De trei ori și ceva. De trei ori și ceva. De pi ori. Da. Dar e diametru care are două raze. Așa, acum, de câte ori merge... O rază. Da? În toată lumea cer. De șase ori ceva. Corect. Vine, nu? Da. Că doi ori trei și pi ori. Acela face și ceva. Și în jumătate de cerc? Și în jumătate de cerc înseamnă un singur pi. Nu mai sunt doi pi. Că tot cercul este 2 pi. Corect. Da? 2 pi raze. Deci lungimea cercului, iată încă o dată, lungimea cercului egal cu 2 pi ieri, 2 pi raze. Exact. Lungimea toată, dar numai jumătate, înseamnă pi. Pi. Corect. Nu știu. Păi ieri ăla raze, de câte ori, cam uitat de câte ori s-a cuprins. Da? Câte raze? Raze. Și atunci noi zicem pi raze, ci radiani. De la radiani. La radiani. Deci de raze m-am dus spre unitate de măsură radian. De la raze. De la rază vine chestia asta. Așadar, 180 de grade înseamnă în noua măsură, în radiani, aici în grade, da. Grade, și aici radian. Adică radian, adică un pi. Adică un pi radian. Da. Da? Un pi. 180 de grade. La 90 de grade cât ar se înțelege? Pi pe 2. Pi pe 2. Să amintești mie la... Când ziceam la 90 de grade, pi pe 2. Exact. Da? La 45 de grade. Cât o spui? 45 de grade. Pi pe 4. Deci în loc să spun de 45 de grade, ziceam pi pe 4. Da. Simte pi pe 4. Cu azi pi pe 4. Corect. La cine ajută? La cine ajută? Pentru că, vezi aici, înseamnă că unghiurile putem măsura cu numere reale. Pentru că noi știm că valoarea lui pi aproximativ 3,14. E un număr real. Da. Și înlocuim. Deci, acum, unghiurile, despre unghiuri putem folosi numere reale. Orice număr real reprezintă măsura unui unghi. Înțeleg? Dacă dau un număr real, găsesc unghiul că nu măsură. E numărul respectiv. Ați fost să lucrăm și ai să înțeleg. Deci, insist, da? E foarte important. Chiar cel ce ne ajută, ne ajută, ai să vezi. Da. Nu pot dat, urmează. Miruna, ceea ce fac acum este pentru așezarea în, cum spun, înțelegerea corectă a informației. Că acum, dând așa, fugitiv, niște lucruri de tipul, unghiul la centru, tu mecanic reții asta, că unghiul cu vârful la centru este egal cu măsura arcului acesta. Dar măsura arcului, sau invers, măsura arcului egal cu măsura unghiului. Da? Așa a spus, că este o corespondență perfectă. Măsura unghiului în grade egal cu măsura arcului respectiv. Dar nu ți-a fost clară, pentru că despre gradul acesta care se folosește ca unitate de măsura unghiurilor, el reprezintă a 360-a parte dintr-un cerc. De aceea spunem că unghiul alungit are 180 grade. E jumătate. Da? E jumătate din cercul acela. Deci de aceea vorbim de măsura arcului ca fiind măsura unghiului respectiv. Invers, de fapt, a fost făcut problema. Că a fost împărțit cercul în 360 și atunci măsura arcului respectiv înseamnă un grad de acolo, că a fost împărțit în 360 spre mai devreme. Și am făcut un pas mai în față și v-am spus de la Arhimedic lungimea cercului, ca e 2 pi ieri, am folosit o altă unitate de măsură, anume, de câte ori se cuprinde raza într-un cerc, da? De 6 ori și ceva. Într-o jumătate de cerc, de 3 și ceva, de pi ori. De pi ori. Acel pi ori, da? Adică la 180 grade corespunde pi. La 360 grade 2 pi. La 360 grade 2 pi, sigur că da. Deci, când zic 360 de grade, înseamnă 2 pi. Dar 2 pi ăsta înseamnă un număr real. Corect. Deci, măsurăm unghiurile radian cu numere reale. Asta e foarte tare. Dar dacă pe pi îl înlocuim și știm valoarea lui, zi. Așa, deci asta, pi acela e 3,14 și așa mai departe. Deci, vreau să vă depuntați un fel de enunț ca să-mi ajute asta? În ce context ar apărea? În ce context ar apărea? Da. Uite că zice, să găsești de mai departe. Sin de pi pe 6. Apare și sin de pi pe 6. Tu trebuie să înțelegi că pi ăla înseamnă 180 de grade, supra 6 înseamnă 30 de grade. Exact. Deci sin de pi pe 6 e ca și cum ar spune sinus de
30 de grade. A cărui valoare este cât? 1 pe 2. 1 pe 2. Da. Ai văzut? Da. Deci, eu spun asta, că ori folosesc măsura în grade, ori măsura în radiani, este același lucru. În foarte multe situații ne vom întâlni cu măsura în radiani. Uh-huh. În foarte multe situații. Acum să ridicăm de arcul mic, domn profesor, de arcul mare. De arcul mic e AB, e arcul mic. Așa. Și AB, așa, e arcul mare. Așa mulțumesc tuturor punctelor, mulțumesc tuturor punctelor de pe cer care sunt situate în interiorul unghiului AOB. Se numește arcul mic AB. Deci arcul mic este AOB, este arcul ăsta. Da. Ăsta este arcul mic și arcul mare e celălaltul. Arcul mare este cel care este în exterior, da? Da. Și semicercul mai zice aici. Semicercul? Da. Cum nu? Dacă AB aparține cercul. Semicercul înseamnă jumătate de cerc. Corect. Semicerc. Și AB e diametrul cercului, atunci arcul AB, notat cu așa, zice cum e notat, se numește semicerc. A, de exemplu, la noi mână, nu? Așa, semicerc. Semicerc. Mână, B, A, semicerc? Deci, M, A, B, N. A. Da? Mâna, B, N. Adică trebuie să ai o literă care să știi pe... Da, 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 da. Ori pe partea cealaltă, ori pe partea altă. Corect. Da? Sunt două semicercuri. Orice cerc înseamnă reuniunea, punerea la un loc a celor două semicercuri. Și dacă două arce au aceeași măsură, atunci ele se numesc arce congruente. Da. Da. Așa. Da. Și aceea, aceste teoreme, domn profesor? De aici e 380, 360 minus măsura unghiului, nu? Da, 360, da. 360. Așa. În același cerc sau în cercul congruente, la arce congruente corespund unghiuri congruente. La centru congruente și reciproc. Da, da, da. Într-un cerc diametru perpendicular pe o coardă, împarte coarda și arcul subîntins de ea în două părți congruente. Da. Și două coarde ale unui cerc sunt congruente, dacă și numai dacă, distanțele de la centrul cercului la cele două coarde sunt congruente. Și asta e tot. Cam asta e, da? Da. Deci, ce este coarda într-un cerc? Coarda. Unește două puncte aflate... Segmentul care unește două puncte de pe cerc. Da? Deci numim coarda segmentul care unește cele două puncte de pe cerc. Diametru ce este? Unește două puncte care trece prin mijlocul... Prin centru. Coarda cea mai mare. Prin centrul cercului. Coarda cea mai mare, da? Coarda cea mai mare. Coarda cea mai mare care trece... Așa e, ce calitate are. Coarda cea mai mare care trece prin centru, da? Bun. Acum... Au temă, dacă vreți asta. Să punctăm teoremele astea. Da. Două corzi sunt egale. Deci două corzi sunt egale dacă arcele în același cerc, dacă arcele subîntinse sunt egale. Adică trebuie să fie în mijloc așa. Deci uite, uite. Mâinile ăsta trece așa. Nu, nu neapărat trebuie mijloc, dacă arcele. Uite, vezi tu, Miruna. Uite. Asta e cercul. Să zic așa. Coarda asta, și cu coarda asta alată, așa, A, B, și cu mână, A, B, egală cu mână, coarda A, B, egală cu mână, dacă și numai, dacă măsura arcului A, B, măsura arcului A, B, egală cu măsura arcului mână. Măsura arcului mână. Adică în același cerc sau în cercuri egale la arce egale corespund corzi egale. Asta vreau să spun. Deci în același cerc sau în cercuri egale, deci înseamnă două cercuri egale, de aceeași rază. Da. În același cerc sau în cercuri egale, la arce egale corespund corzi egale. Și invers, la corzi egale corespund arce egale. Perpendicular adusă din centru
pe o coardă, o împarte pe ea și pe arcul său în două segmente congruente sau și arce congruente. Deci perpendiculară adusă din centru de luna. Pe AB, hai să spunem, OM, OM perpendiculară pe AB, OM1, hai să zic așa, OM1 perpendiculară pe AB, atunci rezultă că OM1 și conduc M2 unitarii, ce arcul, atunci rezultă că AM1 egal cu M1B, deci segmentele sunt egale sau congruente, dacă spun, au aceeași lungime de segmentele, și AM2 egal cu M2B. AM1 egal cu M1B și AM2 egal cu M2B. Hai să demonstrăm asta. Deci ce se întâmplă? Perpendiculară adusă împarte și arcul și coarda în două. Păi pentru că A, O, B, isoscel. Sigur că da. Și A, inoscel și atunci și unii. Sigur că da. A, O, B, isoscel. O, A cu O, B sunt egale fiind raze. Și într-un triunghi isoscel, perpendiculara, adică mărțimea este și mediatoare și mediană și de toate. Și la, 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 la M2, M2, B? Și am doi arcul, da? Da. Arcul am doi arcul, așa. Măsura arcului. Pentru că unghiul ăsta e cât ăsta, că e și bisectoare. Și unghiurile așeze la centru fiind ele, arcele sunt da, de aceeași măsură. Și reciproc merge. Și reciproc. Dacă se întâmplă asta să fie egale, adică dacă cum trimis o cel și ea și ea se întâmplă ca am 1 să fie egal cu 1, 2, înseamnă că e mediană. Într-o zi socială e și mediatoare, și bisectoare, și toate, și de aceea merge și merge și acolo. Da. Deci totul merge pe baza lucrurilor din urmă. Mai avem tot. Și teoreme? Nu, astea sunt toate. Mai două? Cum două? Le-am citit toate. Într-un cer diametru perpendicular pe o coardă în parte coarda da. Și arcul. Două coarde ale unui cerc sunt congruente dacă și numai dacă distanțele de la centru cercului și, două și asta. Sunt congruente. Da. Și distanțele. Uite, coarda asta B și cu mână sunt egale pentru că distanța OM1 și OP1 sunt egale. Păi o faci foarte repede, Miruna. Dacă sunt egale OP1 cu OP2, cu OM1, O-M1 cu OP1 fiind egale. Triunghiurile. Iar se socere înălțimea mediatoare este aceeași, le obligă și MN este cât AB. Triunghiurile sunt congruente final. Da. Triunghiurile sunt congruente și MN e cât AB. Da? Da. Asta trebuia. Dacă sunt la aceeași distanță, sunt de aceeași lungime în corzile respective. Hai să vedem. Păi, problema 6. Problema? De la pagina 178. 6, da? Da, da. Dacă AB aparțin cercului de centru 8 și rază 8, deci problema 6. De la pagina 178. 178. În ipoteza AB aparțin cercului de centru O și rază 8. AB aparțin cercului de centru O și rază 8. Da. Astfel încât măsura arcului de cerc AB egal cu 60 de grade. Așa încât măsura arcului AB. AB, da. Da, AB, da. Cu 60 de grade. 60 de grade. Și M aparține cercului de centru O și rază 8. Cercului de centru O și rază 8. Adică pe același cer. Astfel încât OM perpendicular pe AB. Așa, încât OM
perpendicular pe AB. Și OM intersectează AB în N. OM intersectează AB egal mulțimea formată din punctul N. Da. Atunci, aflat lungimea segmentului MN. În concluzie, MN egal cu cine? Să facem un cerc. Da. Unde suntem? Cercul de centru și rază iar. Și rază 8, așa, încât AB de 60 de grade. Și noi mergem pe AB cum vrem? Păi, ca așa, 60 de grade, ca și cum am împărțit în 6. Știți? Ia să încercați voi să fixați raza cercului. Ia luați așa, raza. Și plecați într-un punct și tot trageți așa arce. Vedeți, mergeți de 6 ore aproape. Ia vedeți așa. Deci plecați de oriunde vreți. Cu compasul. Așa, da. N-aveți compas? N-aveți. Da, vreau. El nu are, nu? Cred că domn profesor, O-ul ăla trebuie să-l puneți mare. Știți ca să nu se confunde cu 0. O mare și rază 8. Vedeți, AB aparțin cercului, de centru O mare și rază 8. Da, da, rază 8. Exact. Nu cred cineva fie 0. Nu am putea să ne facem cu ăsta, cu... Facem aici 60 grade. Poți face și așa. Dar... Da? Ok. Deci puteți cu raportorul, uitați. Eu am făcut 60 de grade. M-am gândit că dacă ar fi... cam așa, 60 de grade, să zicem. Ce trebuie să fie triunghiul ăsta, Miruna? Sus ce? Și cu 60 de grade sus? Echilaterale. Echilateral, sigur că da. Deci asta de jos e chiar rază. Deci, O și unghiul ăla de 60 de grade. Și se cere să aflăm de mână, mână aparține așa încât O, mână perpendicular pe AB. Adică ducem din nou perpendiculara. AB. O mă intersectează pe AB în punctul și mă pe cerc, mă jos aici. Mă pe cerc și nu e pe AB. Și nu este aici. Locul unde a picat piciorul perpendicular acolo, da? Unde se află piciorul. Ce cere să pe mână? Da. Mână. Asta vezi. Dacă ar mă aflau pe ONA, pe ONA, pe mână, de raza toată scot de pe ONA și ne rămâne MM. Nu? Că O, NM, hai să zicem NM, este egal cu O, M, minus ONA. Și egal mai departe cu O N ne trebuie. Dar O M cine este, domnule? O M este rază. E rază copii. O M este O E rază, O minus O N. E clar că O N trebuie. O N cum s-o află? Păi O N e și median, și mulțime, și toare. Și avem acolo A, O, M e de 30 grade. Deci ăsta e de 30 de grade. Da, ăla e de 90. Ăsta e de 90. Deci... AO egal cu de două ori AM. AO e de două ori A? Nu. A... Nu. M? AN. AN? AN, da. Deci AO, AO... Deci e triunghiul care? Triunghiul, să zicem. OAM. O, A, M. OAN, cred. OAN. Am ceva. Aia îl vede mâncă. Da. Triunghiul OAN
dreptunghic în N, nu? Da. Măsura lui N egal cu 90 de grade. Măsura lui O, 30. Măsura lui O, a lui A, O, N, 30. A, O, N, egal cu 30 de grade. Și atunci, din ăsta două, reiese că latura care supune unghiului sinus, hai să zicem, sinus de 30 de grade, că doar știu din cauza asta, de sinus de 30 de grade, egal cu cateta opusă a N supra ipotenuză, O, A. Echivalent cu sinus de 30 de grade este 1 pe 2, egal cu A N supra 8. De unde rezultă că A N 4. Va fi cât? 4, da? A, N. Egal cu 4. Bine, nu? Da. 4. Și dacă pe A, N o știu că este 4, prin Pitagora, nu? Da. Da. Deci, aia e 8, aia e 4, repede o aflăm pe 8. Deci asta este 8, asta este 4, aflăm și pe aceea. Deci O, N pătrat. 8 la pătrat minus 4 la pătrat. 8 pătrat minus 4 pătrat. 64 minus 16. 48. 48. 4 radical din 3. Și atunci O, N va face cât? 4 radical din 3. Radical din 3. Iată că l-am aflat pe O, N, 4 radical din 3. Și acum încep sus și acum suntem la mână unde a scris. Și acolo mână va fi egal cu 8 minus 4 radical din 3 și egal cu 4 pe lângă, 2 minus radical din 3. Da? Și cu asta am aflat pe mână. Vedeți că lucrurile din urmă se preiau. Da. Nu le-am făcut și nu am treabă. Nu puteam să facem cercul dacă, înainte de a vorbi de teorema lui Pitagora. Păi multe lucruri care însemnau pe, sau despre triunghi isoscel, toate lucruri din urmă. Când un triunghi isoscel înălțime este și mediana și mediatoare, toate sunt. Da. Se actualizează, da? Te folosești, nu știi când, de toate informațiile din urmă. Așa, să vedem. Dacă A, B, C și D aparțin cercului, 7. 7, da? Da, da. Dacă A, B, C și D aparțin cercului de centru O și rază 12 radical din 3, în această ordine, trebuie pus cartă, dragi. Da. De partea asta, știi tu să știi la mine ca să... Rază O și rază cercul de centru O și rază 12 radical din 3. O îl faci mai mare, ca să fie O, nu 0. Dacă A, B, C și D. A, virgulă D, virgulă C, virgulă D. Aparțin cercului de centru O și rază 12 radical din 3. Și? 12? Radical din 3. Da. În această ordine. Astfel încât măsura arcului AB egal cu 60 de grade. Măsura, așa încât măsura lui AB egal cu 60 de grade și măsura arcului AC egal cu 180 de grade. 180 de grade, da. BD perpendicular pe AC. Și BD perpendicular pe AC. Pe AC, da. În concluzie, să se afle distanța de la punctul B la dreapta AD. Să se afle distanța de la punctul B la dreapta AD. B, la D. A, D. Așa, da? Distanța da. De la punctul B la D egal cu semn de întrebare. Așa mă încerc. Da.
Deci dă cercul de centru. Hai, mă, mai bine ți-e dai și lui. Și spune așa, că A, B, C și D în această ordine. A, B, C. Dar A, C, arcul A, C, are restul de gigantic. Da, acolo e O. O, A, C. Da. Fiindcă vorbesc de A, C, care are 180 de grade, m-am dus pe A, C. Da. Iar A, B, de 60 de grade. Ca și cum l-am împărțit în 3, sau cum? În 3. Da, în 3. Nu? Ca așa, cam așa. Adică C-ul este aici. B-ul, pardon. Deci A, B, arcul A, B de 60 de grade. Așa și asta. Bun. Și B, D, perpendicular pe AC. B, D, A, B, C, D. B, D, B, D, P, A, C. Da. B, D, P, A, C, asta-i dusă. Da. B, D, perpendicular pe AC, aici pe scris. Corect. E perpendicular. Da. Deci zice, A, punctele sunt așa luate, A, A B, C, D. Corect. Aceeași ordine asta. Așa fel încât A, O, B, e 60 de grade. A, O, C, 180 de grade. Iar B, D, perpendicular pe AC. Corect. Se cere distanța de la B la A, D. A de asta ar fi. Distanța de la B la AD e perpendiculară din B pe AD. Pe AD. Adică B, B1. Asta ne sugere. Asta e distanța de la B la AD. Tu ai dus distanța? Păi și 90 grade. Unde trebuie să fii 90 grade? La, aici trebuie să fie. Uite așa. Asta trebuie să fie. Distanța se măsoară prin perpendicular adusă. Aici trebuie să fie 90 grade. La șterge acum. Deci am dus-o din B perpendiculară, aici 90 grade. Nu aici. Așa. Aici 90 de grade. Fiți multă. Deci, insist. Cum construim noi perpendicular aia? Vă oprim? Păi, zice, distanța de la B la AD. O prelungit-o pe AD. Am prelungit-o pe AD, Miruna. Și în sus și în jos, o duc oriunde. Și pe noi distanța perpendiculară dintr-un punct exterior pe o dreaptă. Adică, Miruna, am așa, o dreaptă. Și am un punct aici. Și perpendiculara înseamnă drumul cel mai scurt. Da. Da? Perpendiculara. Asta înseamnă distanță la un punct, la o dreaptă. Cum gândești? Și ce... A, și aflăm pe B'. Da. Da. Păi avem drumul dreptunghi, deci o să aflăm pe B' și pe DB. Știm raza, vezi? Da. Raza o știm. Problema o știm 12 radicali în 3. Deci asta este. Peste tot raza cercului 12 radicali în 3. Între unghiul B, O, nu. Să notăm perpendicula aia cu R. Asta? Sau unde? Cu L. Sau cu orice, da. Aici, da? Da. L. Și B, L, O are 90 grade, deci... B, L, O are 90 grade și timp de ce? Da. L, B, O avea 30. Ăsta de aici, dacă ăsta are 60, ăsta are 30 de grade. Și cum B, O, o știm, e 12 radicali din 3, atunci O, L va fi 6 radicali din 3. Deci asta, Miruna, este 6 radicali din 3. O, L e 6 radicali din 3.
din teorema lui Pitagora aflăm pe LB. LB. Da, LB, așa nu știu. Da, dar și în A tot trebuie puteți să o aflați, pentru că O A tot e rază. Da, îl aflați și pe LB și pe LA. Da. Cumva... Dar ce trebuie el, pe LB trebuie acum neapărat? Dacă știi pe LB, după aceea pe cine știi? Pe DB. Pe DB, îl dublezi, nu? Da. Da. Și dacă știi pe DB... Are să-l aflăm doar pe B prim D. Ca să-l aflăm și pe B prim B. În teorema lui Pitagora. Da, dacă noi îl aflăm și pe AL și îl știm și pe DL, atunci teorema Pitagora AD și îl știm pe AD. Și ce faci cu AD? Mai vreau să-l apl undeva pe AB prim. AB1, deci. Da. AB1. Dar nu ne-am folosit deloc din 180 de grade AC-ul ăla. Cred că e doar pentru construcție. Eu nu cred că e doar pentru construcție. Nu, are vreun rost, nu toată chestiunea asta. Păi AC egal cu 180 grade și egal cu AC, nu? AC, 180 grade. Arcul 180 grade egal cu așa și egal cu AC. Fii atent aici, mă. Deci spunea că arcul tot AC e de 180 de grade, da? Da, și atunci AO e 90, îl aflăm pe AD și... A? AO o să fie 90, împărțit la 2. AO, AO, care AO? AO e rază, mă. Da. AO e rază. Da. E 12 grade din 3. Păi și AC nu era 2 ori AO? AC de 2 ori raza, zice ea. Diametrul e 2 ori raza, da. Și AO nu-i 90? Cum AO 90? Păi nu se zice acolo... AO este... ce? Unește centru cu... Păi AO e rază, atâta tot. Păi și arcul AC nu e egal cu AC? Arcul AC... arcul AC... egal cu cine? Cu... unghiul la centru. Care e 180 grade. Arcul AC, așa. Deci arcul ăsta, așa te văzut, e 180 grade. Că și unghiul ăsta e tot de 180 grade, sau partea asta tot 180 grade, da? A. Deci nu e vorba de AO care e 90 de grade, cum să zici AO 90 de grade, nu se poate vorbi de ceva. Trebuie să insistăm să vedem, ca să aflăm pe BB1 ăsta, visăm, între unghiul DB1B, pe DB am putea să o aflăm. Da. Și pe DA. Și pe DA, iarăși am putea să o aflăm, dar pe AB1 mai rămâne o problemă. AB1 nu prea văd de unde să o aflăm, Miruna. Nu văd așa cum problema asta îl duce. Și atunci... mie îmi trebuie, dacă nu mă descurc, și numai ce am în momentul de față. BD. Pe BD, mi-ar mai trebui un unghi. Dacă aș afla cât este unghiul ăsta, cum triunghi este dreptunghi, pentru o funcție trigonometrică, m-aș duce. Dar cum să știu cât este unghiul acela? Păi dacă știm unghiul acela, B, aflăm pe B prim, nu? Că e arcul. Deci dacă reușim să aflăm unghiul de aici... egal cu... aflăm pe B, B1, într-o funcție trigonometrică. Sinusul care de cateta opusă și cu ipotenuza. Asta este A, DB este ipotenuza. Dar pe D, știm? Pe D, L. L. O putem afla, am spus-o. D, L se poate, sau L, B, știm bine că perpendiculară pe o coardă, o împarte pe așa sau în două. Am vorbit. Păi atunci o să aflăm și pe ală și o aplicăm acolo un sinus și vedem poate ne dă unul cunoscut și aflăm unul.
dacă o, află, o știm și pe AL și pe DL. A, și să aflăm reciproca valorii. Exact. Poate e un unghi exact. La îndemână. E, da, ar fi o soluție. Uite, iată, mama, deci spune așa, Mirela, mama zice așa, pe AL o știm. O știm. Ca o irază și L, O, l-ați aflat-o, șase radical din trei. Deci o știm. Bun. Pe A, L, D-L, o aflăm imediat. Da? Și să aplicăm acolo. Și aplicăm catetele care se leagă între ele, dar nu tangent. O tangentă, o cotangentă, ceva? Și așa pe A, D. Și aflăm unghiul ăsta. Tangent egal cateta opusă supra cateta alăturată. Și poate e un unghi poate cunoscut. E de un 30 grade, nu? Sigur că da. Și atunci ne ducem în triunghiul mare. Exact. Și am o întrebare. Dacă totuși îl aflăm pe B prim D, B, ăla nu e egal cu măsura arcului B prim B? Care aflăm pe? B prim D, B. B prim? Unghiul ăla cu semnul întrebării. Da, îl aflăm de 30 grade. Și atunci nu e egal cu măsura lui B prim B? Arcul, arcului... Dar B prim, B, B, aici, aici B prim în afară, nu-i pe cerc. Nu-i în cerc. Aaa. Că nu-i pun pe cerc. În afară cerc. El e egal cu arcul AD, A, A, B. Deci, unghiul de aici e arcul AB, măsura lui arcul AB. Da. Deci, haideți să facem așa, AL este cât? 6. Dar să-l facem la început, zici, de unde pornim? De la 6 egal dintre între am scos. Exact. Deci spunem, în triunghiul B, L, O, da? În triunghiul B, L, O, în care avem pe unghiul B, L, O, 90. Măsura lui B, L, O, egal cu 90 de grade. A lui B, O, L, 60. A lui B, măsura lui B, O, L, egal cu 60 de grade. Din ăsta două. Din ăsta două. Este că măsura lui L. AD. Hai să aduci. Este că măsura unghiului B, O, L, L, B, O, L, B, O, L, B, O, L, B, O, 30 de grade. Egal cu 30 de grade. Și atunci sin de 30 de grade, zice Mati, rezultă că sinus de... Hai să, pardon, să aplicăm cosinusul, că ne trebuie L, B. Ce să... Mă, cosinus direct. Dată. Cosinus de 30 de grade. Egal cateta alăturată L, B. L, B, supra... OB. OB. Adică... Echivalent. Cosinus de 3 deci îl știm. Radical din 3 pe 2, nu? Radical, da. Radical din 3 pe 2 este egal cu L, B, nu știu. Supra 12 radical din 3. 12 radical din 3. De unde reiese că L, B... L, B, 12 radical din 3, ori radical din 3... 8. Deci 18... Da, 18, da. Pur și simplu, da? Da, 12 radical din 3, 6, bătea 2, 8. 12 radical dintre 1 radical dintre 3 face 36, împărțit la 2 face 18. Deci dacă L e 18, D-L e tot 18, da? De, deci L la B este cât am 18. Zis? 18. D-L... E tot 18. Da. D, cum, hai să zicem așa, cum O-A, sau invers, D-B, așa cum dată problemă, D-B e perpendiculară pe AC. Rezultă că DL egală cu L, B și egal cu 18. De aici reiese că DB toată, DB e egal cu 36, nu? Da. DB 36. Ca să aflăm unde era din DB, profesor, am să aplicăm o tangentă ceva. Între unghiul AL, așa, cât este AL? Păi, AL este... Da, AO minus 6 radical din 3. Așa merg. Deci AL egal cu AO minus... OL, care e 6 radical din 3. Și egal cu AO, care e 12... Radical din 3. Așa, minus... 6 radical din 3. 6 radical din 3. Așa am zis, nu? Păi așa, că cateta opusă unghiului da, 30 de grade și jumătate din ipotenuză, domn profesor. Stai o secundă. OL. În primul rând, da, OL l-am aflat, da? Da.
Acum, acum... Triunghiul abole e echilateral. Și atunci și-o să repazi între ei, al... Stai că am obosit, nu știu ce se întâmplă. Deci, încă o dată, al ăsta, din tot A, O, A, scădem pe L-O, da? Pe L-O, da. L-O este 6 radicali între ei, da. E jumătate. E jumătate. Da. Vine 6 radicali între ei și face tot 6 radicali între ei. Și să aplicăm acum o tangenta. Deci, în triunghiul A, A, D, L, A, D, L, zicem tangentă de X, de alfa, de alfa, hai zicem alfa, unghiul ăsta alfa, egal cu cateta opusă a L. La cateta alătură, D, L. Supra D, L. Nu? Da. Și al este 6 radical din 3. Supra 18. Simplificăm acolo. Face radical din 3 pe 3. Face radical din 3. Sinusul 30 grade. Tangentul e 30 grade. Deci alfa asta. Este egal cu 30 grade. Alfa e egal cu 30 grade. Ce tare. Da? Și acum dacă știm că alfa e de 30 grade, ăla e de 90. Ne ducem în triunghiul B1, D, B. Corect. În triunghiul B1, D, B. Tangent, nu tangent, ce să zicem? Noi vrem să aflăm pe BB1, nu? BB1. Dar la de 30, nu, BB1 egal cu... Sinusul. Sinusul, putem da? Sinus de 30 de grade. Sinus de 30 de grade egal cu BB1. BB1, BB1 supra... DB. DB. Și egal cu... Sinus de 30 de grade, îl știm. Radical din 3 pe 2. Nu e 1 pe 2? 1 pe 2. Sinusul. Sinusul, da. Deci vine 1 pe 2, egal cu BB1, BB1 care trebuie să aflăm. BB1 supra 36. Supra 36. Deci BB1 egal cu 18. BB1 este 18, exact ca și LB, e BB1, da? Uh-huh. Deci am avut aici posibilitatea să spunem că iată ce interesantă soluția asta a fost să aflăm unghiul. Că în momentul în care ne-am îndreptat spre triunghiul ăsta, mă intră BB1 și nu aveam nicio șansă, nu aveam numai pe DB, știam, simțeam că îl putem găsi. Dar ca să găsim pe tot DB1 pentru BB1, nici vorba. Și atunci am zis, măi, poate un unghi cunoaștem. Corect. Și dacă am fi aflat unghiul ăsta, dar unghiul ăsta dintre unghiul D, L, A, câte vreme pe D, L, l-am aflat, pe A, L, putem afla, atunci, iată ce important este să știm, o să aplicăm o funcție trigonometrică acolo. Am aflat unghiul și, pe urmă, unghiul fiind de 30 grade, între unghiul mare, m-am dus cu sinusul unghiul respectiv și m-am descurcat. Da? Altfel, o altă soluție. Așa asta a fost soluția pe care ai văzut-o tu, Miela. Ca să aflăm unghiul? Da, ca să aflăm unghiul. Eu mă gândeam la faptul că acest unghi este de câte grade? 120. 120, corect. Și dacă unesc așa... 30-30. 30-30, foarte tare. 30. Este un moment important al lecției, când sesizăm că unghiul ăsta, unghiul la centru, egal chiar cu arcul ăsta de aici. Deci arcul ăsta câte grade are? 60 de grade ar veni, nu? Iar unghiul cu vârful pe cerc se uită spre acest arc AB și fiindcă are 30 de grade, adică jumătatea măsurii arcului. Păi da, vezi, același arc îl descrie. Deci el unghiul cu vârful pe cerc privește spre... Același arc. Același arc. Dar măsura sa e la jumătatea măsurii unghiului, deci. Mai tare, mai are corectă. Mai corectă. Nu, ce v-a dat vouă, v-a dat cu unghiul la centru. Acum noi am descoperit ceva nou. Unghiul cu vârful pe cerc este egal cu, cu jumătatea măsurii arcului văzut. Bătața asta e foarte important. Cum ai de la centru?
unghiul la centru. Unghiul la centru, adică e unghiul care are vârful în centru, Miruna. Nu. Da, cum ar fi da. AOB sau AOB. AOB, păi chiar la el mă refer. AOB e unghiul la centru. Și el are 60 de grade și după cum vezi la centru. Iar unghiul AQB este unghi cu vârful pe cerc. Nu e la centru cercului. Nu e cu vârful pe cerc. Și jumătate din arc. Și măsura unghiului acesta este jumătatea măsurii arcului văzut. Deci prinsterea. Da. Unghiul cu vârful în cerc, unghiul cu vârful pe cerc. Hai mai. Okay. Unghiul cu vârf pe cerc este egal cu jumătatea măsurii arcului da? Subîntins. Jumătatea măsurii arcului subîntins. Adică acesta de aici egal cu jumătatea măsurii arcului subîntins, văzut de el. Subîntins de unghiul respectiv. Subîntins sau văzut de el. Deci unghiul ăsta, cu vârful în cerc, se uită spre arcul AB. Dar tot spre arcul AB se uită și unghiul din D. Păi și el din D tot aceeași măsurare. Corect, tot 30 de grade. Și gata, era problema. Deci nu mai aplicam funcții trigonometrice, ca să aflăm unghiul nu știu ce, ci ne bazam pe faptul că amândouă unghiurile, și ăsta din C, și ăsta din D, amândouă se uită spre același arc. Și toate unghiurile, uitați și ăsta, și ăsta de aici, tot 30 de grade are, se uită spre același arc. Toate unghiurile care au aceeași, se uită spre același arc, de pe cerc, au aceeași măsuri. Și atunci, asta trebuia să vedem, că ăsta e de 30 de grade și atunci ăsta e 30 de grade și aplicăm o funcție geometrică, era rapidă soluția. Dar, neavând încă antrenament, n-a știut chestia asta. Cum am descoperit-o? Foarte simplu, din situație concretă. Unghiul ăsta fiind de 60 de grade, cum am spus că unghiul la centru egal chiar cu arcul văzut, subîntins, 60 are ăsta, 60 și arcul, a rămas triunghiul ăsta isoscel 120 de grade, 30 și 30 și am descoperit de-aia chestia asta. Da, sigur că da. Deci nu a fost punctele acelea la întâmplare. Ci când a zis că A, O, C, măsura unghiului de 180 de grade, acum este important. Autorul ăsta s-a gândit la jocul ăsta care l-am spus eu acum. Noi l-am ocolit câtă vreme ne-am jucat numai aici. A fost ideea cu funcția trigonometrică și totul a mers bine. Da. Ați văzut că s-au întors olimpici internaționali la matematică? Nu știu. S-au întors din Thailanda, au adus 6 medalii pentru țară, una de aur, 4 de argint și una de bronz. Și 4 dintre ei sunt de la Liceul de Informatică din București. Da. Ei, asta spune foarte mult. Și suntem locul 13 pe națiuni și locul 1 pe Uniunea Europeană, România, da. Cu acești 6 olimpici, dar internațional. Să știi că am avut și o perioadă când am luat mai multe medalii de aur. Eram printre al treia. Am avut și situații că am fost a treia națiunii. Din 104 țări suntem a 13. A 13. La cât de prost să învață domn profesor, eu zic că e foarte bine. Da, dar drama mare, iar ne întoarcem. Sunt aceste vârfuri, care sunt puține la nivelul țării. Înseamnă că liceul ăsta de informatică din București e foarte bun. Da, are un grup de profesori foarte puternici, care ridică ștacheta foarte mult, dar nu numai copiii de acolo. Trebuie să vă gândiți la următorul lucru, că în spatele lor sunt un grup de profesori. La meditații, la nu știu ce, acolo sunt investiții imense. Vorba de internațional, deja vorbim altfel. Da, deci știu ce vorbesc. Deci acolo este investiție imensă. Adi, când a fost în grupul RG pentru internațional, că v-am zis, a fost al 19-lean al țării, atenție, al 19-lean al țării, în lotul de 25, m-am mai povestit cum se formează. Se iau 10 de la o clasă, 10 de la cealaltă, 15 și 15. Se formează un lot lărgit pentru internațională.
lotul acesta lărgit îi se dă un baraj, unii nu se mai ține cont de clasă. Cel de-a noua cu cel de-a 12 e cot la cot. Și eu un baraj am avut de două ori. De două ori câte doi copii la cel de petrol din Măinești. Deci câte doi în cei 50 ai țări. Iar în 96, altea a fost al 19-lea licean al țării. Că primii 25 sunt luați și prelucați de universitari două luni de zile. Și aleg grupul celor 6 din ei. Și pe primele 5 locuri, domnul profesor, bine, SUA, Corea de Nord, Corea de Sud, Vietnam. Deci m-am crucit pe primele 5 locuri. Așa, da. Deci Corea de Nord, Corea de Sud, Vietnam, pe lângă SUA și... Ce să spun, când ne-am trezit și noi și începem să facem investiții în educație și eu merg și spun în matematică, că matematica rămâne oricât ne-am bate noi cu cărămida în piept și nu știu ce, matematica rămâne obiectul de bază pe care putem construi imens. Ceea ce fac eu acum nu pare să fie foarte, să atragă atenția încă. Dar voi atrage atenția pentru că nu se poate acest volum imens pe care, de muncă pe care îl depun în fiecare clipă și iată și în clipa asta. Eu sigur că mă organizez și îmi propun să stârnesc, să spunem, să dezvolt dragostea pentru matematică prin voi care sunteți prezenți aici și să vedeți frumusețea raționamentului ca ușor, ușor să fie o masă cât mai mare, din care să poți alege. Că dacă ai câțiva așa un grup restrâns, n-ai ce face. Dar ce face cu masa mare? Imensă. Păi asta e problema noastră. Marea problemă. Din păcate, încă notăm așa în mediocritate. Știi ce? Ne-a inundat. Cum s-a întâmplat acum, așa când revarsă Dunărea sau că râurile în sfârșit se umflă, mediocritatea așa ne inundă pe noi. Suntem în etapa cea mai dificilă. Cred că n-am fost niciodată așa. Atât de jos nu. Că s-a coborât în fiecare clipă. Deci, după Revoluție s-a tot coborât an de an. Exact. Iar profesorii care au intrat în sistem, datorită acestui malaxor al mediocrității, au coborât și ei tot mai jos. Da? Și asta se întâmplă. Nu sunt stare să mai poată